Eu am pus această întrebare. Care e relația ta cu mama ta? Cele mai multe variante de răspuns au fost astea. 1. Mama mea este un model, o admir, e minunată, am o relație bună cu ea. Și un alt răspuns, care a fost mai mare ca procentaj decât ăsta, a fost asta. Nu am o relație bună cu mama sau am o relație bună cu mama dacă zic ca ea, fac ca ea, nu ies din cuvântul ei. Eu am observat ceva. De când lucrez eu cu fetele în program și sunt deja peste 200 de femei, este ceva ce e o conștientizare pe care eu am avut-o doar anul ăsta. Știți ce am observat? Stând de vorbă cu fetele, eu am observat că la nivel subconștient există această teamă în rândul fetelor care vor la rândul lor să fie mame. Există această teamă prin care eu nu pot să o depășesc pe mama. Este o teamă inconștientă prin care dacă mama este un model și o ridic pe un piedestal și ca mama n-am cum să ajung, ea este atât de bună, atât de descurcăreață, atât de blândă, mama e mama. Eu nu pot să o depășesc. Și știți ce se întâmplă? Mama e femeia alfa și în natură nu are dreptul să procreeze decât femeia alfa. Femeia beta nu are dreptul. Și fetelor, când am avut conștientizarea asta și așa mi-am dat seama că stăteam de vorbă cu fetele și întrebam, auzi, dar ce s-ar întâmpla dacă ai depăși-o pe mama? N-am cum. Cu alte cuvinte, mama este cea care a dat naștere, cine sunt eu să o depășesc, să fiu și eu la rândul meu mamă? Ăsta este motivul pentru care cândva vă spuneam, du-te la mama și cere binecuvântarea ca tu să poți să fii mamă la rândul tău. Pentru că dacă eu ca și copil cresc cu o mamă pe care o admir, o idolatrizez, o divinizez, n-am cum să fiu așa ca ea, creierul meu nu mă va lăsa să procreez la rândul meu pentru care însemna să depășesc un standard la care eu cred că n-am cum să ajung. Iar varianta cealaltă, în care o critic pe mama, nu vreau să fiu ca mama, e ca și când, dacă eu dau naștere, repet programele mamei, iarăși nu pot să ies din cuvântul mamei, trebuie să cer inconștient aprobarea, uite, acum vreau și eu să fac ce ai făcut tu, îmi dai voie? Iarăși intervine, du-te la mama, cere binecuvântarea ca tu să poți să fii mamă la rândul tău. Este un program pe care eu l-am observat, este atât subtil, nu găseam cuvântul, este atât de subtil programul ăsta, atât de profund, încât nu ne dăm seama, dar ne comparăm fie pe pozitiv, fie pe negativ, ori ca mama, dar nu ca mama. Înțelegeți? N-am cum să ajung să o depășesc pe mama sau nu vreau să fiu așa. Dar mama e cea care dă naștere. Și indiferent că o idolatrizez sau că o critic, mama e femeia alfa. Eu nu pot să ies din cuvântul ei. De aceea relația cu mama se lucrează în toate terapiile. De aceea e important doar așa să vă gândiți voi. Măi, eu am făcut, fac lucruri fără să cer aprobarea ei. Acum, de astea mărunte, nu vorbesc la lucruri mari. Din astea mărunte, așa. Am nevoie să fiu validată de ea. Și să știți că mai e ceva. Pentru fetele care stau în casă cu mama sau soacra, adică o altă femeie care dirigează lucrurile, aceea e femeia alfa. Eu nu am voie, n-am primit, nu știu să, n-am voie să o depășesc. Și Liana zice foarte bine, oare și de la toate femeile din strămoși? N-aș spune toate, aș spune una care poate să fie străbuna, care poate să fie bunica,
care poate să fie cea care a aranjat căsătoria dintre X și Y. Cea care a zis, na, tu acum nu faci copilul sau acum faci copilul, pentru că am astfel de situații în care bunica hotăra ce copil se naște, ce copil nu se naște. Oh, câte povești am și le am undeva scrise pentru că le cuprind în cartea asta pe care o scriu. Povești reale, situații de viață reale pe care eu le întâlnesc la fete și știți cum când ele, când faci conștientizarea asta, ai acel declic, acel aha și zici gata, mă știu de unde. E important să-ți dai seama și să iei decizia ca tu să fii femeia alfa, ca tu să decizi pentru tine, ca tu să-ți iei puterea înapoi, da, pentru a-ți lua puterea înapoi e nevoie de tehnici, dar ca tu să te aduni pe tine să zici, acum eu decid pentru mine. Evident că în mintea voastră apare acum răspunsul, bine, bine, și cum o depășesc eu pe mama și cum în starea de adult, fetelor, doar starea de adult, adică încetează să fii mama mamei tale, încetează să fii, ia-ți, asumă-te tu ca adult și spui, acum eu sunt adultul, am familia mea, viața mea e o chestie de decizie. Să știți că am mai punctat pentru cele care n-au văzut în întâlnirea de rândul trecut privind sterilitatea masculină, la studiile de caz am mai punctat acolo un pic cum e cu bărbatul alfa și femeia alfa. De aceea vă întrebam, am vrut să validez, pentru că e un aspect pe care o să-l pun în carte și am vrut să validez cu voi să văd câte vă regăsiți în situația asta. Câte încă sunteți la nivelul n-o să fie mama de acord, n-o să-mi dea mama voie, o să se supere mama dacă, mai bine nu-i spun pentru că se va supăra și puncte, puncte. Laura zice, cea mai frumoasă voce. Există vocea din piept și vocea din pântec. Femeia are două tipuri, două surse de comunicare. Este una din piept și una din pântec. Vocea din pântec este asta cu care vorbesc eu cu voi, cu femeile, cu când sunt pe tema asta, de bebe, de doamne, deci așa. Și asta este vocea de, care vine din pântec, din puterea femeii se află în pântec. Și mai e vocea aia de piept, unde acolo e comunicarea la nivel masculin, în care... E atunci când vreau să fiu gravă, să fiu auzită, înțeleasă, pentru că da, uneori trebuie să fiu în energie masculină când organizez, programez, fac, nu știu, ce nu fac partea asta logistică, știi, care nu prea îmi place, dar da, cineva trebuie să o facă și tot pe mine pică. Tonalitatea vocii este cea care ridică sau blochează bărbatul. În cursul de psihologie a bărbaților, apropo, suntem la modulul 4, urmează modulul 4 și sunt 5 module. Am zis eu că sunt 4, dar facem 5. Cele care vreți să știți că încă rulează live. Acolo le spun fetelor că bărbatul este inspirat nu de cuvintele femeii, ci de felul, 38% e din voce, tonalitate, timbru, gestică, privire. Bine, fetele. Vă pup. Și ne revedem la următoarea întâlnire.